încă din copilărie cântam și simțeam că intru într-o altă lume, că nu mai există oameni în jurul meu, mai ales oameni care ar putea să râdă de mine, pentru că asta e o teamă foarte mare de-a mea, adică mi-e teamă ca oamenii să nu râdă de mine și de asta mi-a luat atât de mult ca să vin la un concurs, pentru că îmi doream de mult timp, dar mi-a fost teamă. Oamenii găsesc foarte ușor defecte. Râdeau de mine că sunt ciudată, că sunt urâtă, că sunt foarte slabă sau alte lucruri. Eu chiar am ajuns să cred ceea ce îmi spuneau ei. Adică am ajuns să mă desconsider, aș putea spune, și să cred că cu adevărat sunt în felul în care ei mă descriu. Din nevoia de a avea oameni lângă mine și teama de a nu rămâne singură, am permis multor persoane să intre în viața mea și le-am dat, să spun, părți din sufletul meu, adică le-am oferit o încredere nemărginită. Și chestia asta mi-a stricat viața, să spun. Bine, totul se poate repara, dar a avut consecințe negative. Un prieten în care aveam cea mai mare încredere, pot să spun că îl numeam fratele meu, mi-a făcut cel mai urât lucru pe care mi l-a făcut cineva vreodată. A încercat să facă anumite lucruri contra voinței mele. Nu credeam că o să trec vreodată peste, dar am reușit. De asta sunt aici. Am scris foarte mult. Am compus. Întotdeauna m-am refugiat în muzică și am început să scriu versuri ca un fel de terapie, ca să las afară ceea ce spuneam. Adică găseam cumva metafore pentru toate evenimentele rele. Asta am făcut toată viața. Trebuie să mă adun. Chiar dacă acum sunt o persoană puternică, știu ce-mi doresc să fac, știu ce urmează să fac cu viața mea și o să dau tot posibilul și aici să demonstrez. Am dificultăți în a crede complimentele oamenilor și mi-e teamă că vor râde din nou de mine alte persoane, că vor găsi, pentru că oamenii găsesc defecte extrem de ușor. Parcă e cea mai importantă experiență din viața mea, nu știu. Păi și nu e? Păi tocmai este de asta. Bună seara! Bună seara! Cum vă simțiți? Emoțional. Emoțiile de-abia acum încep. Exact. I was
say something, I'm giving up on you. Hai! Hai! Nu! Bună seara! Bună seara! Cum te numești, draga mea? Naomi Prie. Naomi? Da. Ce? Nu fi tristă, te rog. Naomi, ești din România? Da. De dar unde? Din Câmpina. Și câți ani ai? 19. Dar nu fi tristă, te rog. Da. Că nu s-a întâmplat nimic. Nimic rău. Păi de-aia e tristă. Dacă asta nu-i cântat bine. Tu ai cântat toată piesa o terță. Adică nu ai cântat deloc linia principală a piesei. Deloc. O așteptam. N-ai cântat rău ceea ce ai cântat, dar cumva n-ai respectat de nicio culoare scriitura piesei. Dar e o altă variantă. Chiar dacă e o variantă modificată a piesei, îmi place să aud și ceva din piesa originală. Măcar un hint, așa. Da. Începuse bine. Linia originală a piesei. Am ciulit cu toții urechile când ai început. După aceea, pe parcurs, te-ai pierdut și în loc să atingi de mai multe ori linia principală, te-ai dus în altele. Ai încercat să improvizezi, ai încercat să faci o linie modernă. Naomi, ai o voce cu personalitate, ce este, cred că, cel mai important pentru un artist sau, mă rog, cântăreț, interpret sau ce vrei tu să fii. Nu o să mai vrea să fie nimic. De ce? Așa. Chiar așa e? Da, chiar așa. Are un moral nu să mai vrea să fie nimic. De ce chiar așa decisie e să... Da. O să vezi. Eu vreau să te încurajez să mergi mai departe, eventual, dacă vrei și dacă ne mai acorzi o șansă la anul să ne întoarcem la tine. Doar că să fii un pic mai pregătită. Dar zâmbește, te rog eu. Oferă-ne un zâmbet. Ești o dulce. Mulțumim. Ne revedem la anul. Mulțumim frumos. Bă, mie mi se pare o greșeală, mă, să vii să cânti o piesă atât de cunoscută, să nu cânti deloc linia originală. Tu știi foarte bine că sunt variantele astea pe care ei le-au de bună, le pun direct în gura lor. Nu le mai gândesc. La 19 ani nu mai gândești, o pui direct în gura ta, asta e. De altă parte, suntem și noi exigenți. Da. Asta e... Păi am doar 15 locuri, boss, ce vrei să fac? Hei! Iubire! Hai că ești tu. Nu-i nimic. Nu-i nimic, iubire. Venim și la anul. Eu nu mai sunt. Ba da. Nu, și eu tot așa zic, să nu mai las. Îmi pare rău. Of. Doamne, Dumnezeule. Chiar îmi pare rău.